A început evaluarea națională. Peste 160.000 de absolvenți ai claselor a 8-a susțin astăzi prima probă a unuia dintre cele mai importante examene din viața lor. Cornel Chitucea ne spune mai multe. Te ascultăm! Bună dimineața, Irina! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Cum ai spus și tu, sunt peste 160.000 de elevi din peste 3.500 de unități de învățământ din țara noastră, care în momentul de față susțin examenul de evaluare națională la limba și literatura română și vă aduc în vedere faptul că au intrat la ora 8:30 în sălile de examen, iar la ora 9 subiectele au fost deja oferite elevilor, bineînțeles, pentru rezolvare. Noi ne aflăm la școala centrală aici din București, unde sunt mulți elevi care dau acest examen la clasa 8-a și vă invit să vedem cu ce gânduri au venit și părinții, pentru că știm, pe lângă elevi, bineînțeles, și părinții au emoții. Bună dimineața! Bună dimineața! Cu ce emoții astăzi? Cu emoții foarte mari, fiind primul, adică eu am doi copii, fiind primul băiețel care termină clasa 8-a, avem emoții foarte mari, vă dați seama, mai mari ca băiatul meu, pentru că este un copil de aproape terminat cu 9.75 și îmi doresc tare mult să ia evaluarea națională pentru a merge la un liceu foarte bun pentru el. Cum l-ați pregătit pe fiul dumneavoastră pentru examen? Eu l-am susținut din toate punctele de vedere. Îi doresc mult succes și să intre la o școală foarte bună să aibă o carieră foarte bună în viitor, o apropiat. L-am pregătit cu meditații la limba și literatura română momentan și matematică care a făcut, care va avea miercuri, și îmi doresc din suflet să ia. Vă dați seama că să ia și cu o notă foarte bună. De ce meditații? Pentru ce? Pentru că să ia o notă foarte bună la evaluare. Având și problemele care le-a avut, vă dați seama, mutându-se de la o școală la alta, automat i-a trebuit. A fost ajutat și de către profesorii care a învățat. Adică nu avem ce să spunem de asta. Vorbind despre profesori, am văzut că au fost în grevă. L-au afectat pe fiul dumneavoastră sau nu? Nu știu dacă l-a afectat sau nu, dar profesorii asta trebuie să-și facă datoria față de copiii noștri. Mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu! După cum spuneam, doamnelor și domnilor, la ora 9 elevii au început aici examenul de evaluare națională și vă aduc în vedere faptul că pe data de 28 iunie vor fi publicate rezultatele până la ora 14.